Cea mai tare chestie a fost că am intrat în Buzău și am luat amendă, am ieșit din Buzău și am luat amendă. Serios. Împlinim 25 de ani. La mulți ani, Pro FM! Andra și Măruță la Pro FM. Haideți să vedem. Nico, ai legătura. Cele am 25 legătura. De întrebări. Te 25 de întrebări, aveți 5 secunde să dați răspunsul. Nu vă 5. Gândiți prea mult, da? Da? Da. Scurt, nu durează mult. 25 de ani. Prima întrebare. Dacă n-ai fi tu și n-ai face ce faci, cine ai vrea să fii și ce ai vrea să faci? Cătălin. Eu dacă n-aș fi cine sunt eu și ce aș vrea să fac dacă sunt, deci ideea e în felul următor, eu am terminat dreptul și cred că aș fi avocat, iar dacă n-aș fi avocat, cu siguranță acum aș fi prin vreo bucătărie, aș fi vreun Masterchef. Doamne ajută. Dar ceva printr-o, mi-am descoperit chestia asta, a început să-mi placă foarte tare pe cuvânt. Gătitul. Dar cred că aș fi rămas în, da, în domeniul dreptului. Eu dacă n-aș fi eu, aș fi probabil Beyoncé sau Jennifer Lopez. Nu, Beyoncé sau Jennifer Lopez ar fi Andra. Andra, dacă da, corect, merge și așa. Dau eu 5 secunde. Ia. Bun, dai tu 5 secunde, bun. A doua întrebare, care e cea mai mare calitate a Andrei, Cătălin? Zi repede, repede. Asta e cu cea mai mare calitate a Andrei. Cel mai bun om de pe pământ, ele. Asta e. Andra. Cel mai bun om de pe pământ. Nu, dar stai că vreau să zic de ea. Este inimos. Persoana cea mai sinceră și corectă care există. Ce frumos. Serios. Andra. Cel mai inimos om. A pus presiune pe mine. Andra, care e cea mai mare calitatea lui Cătălin? Cel mai inimos om, cel mai credincios, cel mai bun, cel mai iubitor, cel mai bun tată. Prea multe calități, știu. Andra. Dar care este cel mai mare defect? Vorbește prea mult la telefon, mi-a mâncat viața cu telefonul ăla. Cătălin, dar da, care este cel mai mare defect al Andrei? Pentru că întotdeauna când depășesc viteza legală, da, ușor, da, ușor, 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 ușor. Asta ușor, e ușor, defect, ați înțeles, deci, da? Da, nu, nu, da, nu să că... beau puțină cafea. Dar are chestia asta, de fiecare dată când sunt la volan, poți să mergi cu 20 de km la oră. Ușor, 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 ușor. Băi, dar avem 20 de km la oră. Păi, dar unde te grăbești? Da, 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 ți-am spus să dai pe confort și nu pe sport. A patra întrebare. Da. Cătălin. Da. Care este piesa ta preferată din repertoriul Andrei? Am mai multe piese preferate, una, dar una, o să te surprind. Una. Pentru tine e pe un album mai vechi și n-a avut videoclip piesa asta. M-a impresionat, Măruță, ce să zic. Andra, da, ce piesă ai ascultat ultima dată pe repeat, sinceră? Nu știu, aia cu J Balvin și cu Anita. Downtown, bun! Da. 6. Cătălin și Andra. Da. Ați făcut vreodată plajă la nudiști? Nu! Nu, 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 nu. Nu? Nu? 7. Nu, că mă vede mama și... și... Nu, dar eu am fost la nudiști. Ai am fost, dar filmat. N-ai făcut. Am filmat I-ai la filmat nudiști. Pe alții? Bă, e dramatic după nudiști. Mi-a căzut acum, mi-a căzut asta. Am fost cu Rică Răducanu la Techirghiu la un moment. Ce, doamne! Că acolo, știi, nu prea merg cei mai așa tineri. Merg cei de vârsta 20 și vezi, tăi, lăsați acolo la... Nu mai vine să te duci. Asta păi, crezi tu? Dar partea frumoasă că nu vezi, asta e ideea. După vârstă nu-ți mai pasă oricum, prin urmare ce contează, las că e frumos oamenii da, să se simtă bine. Da, 7. Da. 7. Ai luat vreodată amendă și dacă da, pentru ce, Cătălin? Eu? Da. Vrei să-ți enumăr? Am luat amendă pentru viteză. Iar cea mai, la 5 secunde iar de cea mai tare chestie a fost că am intrat în Buzău și am luat amendă, am ieșit din Buzău și am luat amendă. Serios. Pentru intrare și pentru ieșire. Eu, 15 secunde mi-au trebuit. Eu conduc de câțiva ani, am luat o singură amendă odată. O pentru? Singură amendă. Viteză? Da. Tu viteză? Păi când am dat exact cu două, trei, cred că cu grijă, 60 și aveam vreo, nu știu, 65, ceva de genul ăsta. Care conduce ușor, ușor. Aproape de piper acolo lângă noi. Na. Ușor, ușor. Dar mi-au tremurat picioarele, deci știi că de obicei toți avem tendința să zice, știți, eu nu pot nimic, așa stau, știi, nimic, nemișcată. Și eram cu mama, soacră și cu David în scaun și zicea, dar știți că cu ce am greșit totuși? Că eu cred că am mers să... Și când s-a uitat acolo și a văzut că n-am avut nicio amendă, a zis să-ți dau, dar numai două puncte. Și am luat două puncte atunci și asta a fost. Și atunci am șofer. Și acum întrebarea cu numărul 8. Vă rugăm. Te-ai folosit vreodată de faptul că ești o persoană cunoscută uite, ca să scapi de amenda de circulație? Uite, vezi? Bă, să fiu sincer, eu nu sunt genul ăsta care să vă vorbă bună, știi cine? Te recunosc oamenii, știi, făcând chestia asta la televizor de atâta timp. Nu, eu nu știu. Eu întotdeauna când greșesc, da. Sau mine, știi cum zic, să fie cu să te vadă lumea, să te placă. Eu întotdeauna când greșesc mă oprește poliția, cobor și le zic, știi ce face? Vă dau casa, vă dau mașina, vă dau tot. Cheile, iertați-mă. Și oamenii sunt chiar foarte de treabă. Bun, deci da. Adevăr că am mai avut și CD-uri cu Andra în mașină. Împlinim 25 de ani. La mulți ani, Pro FM!